Înțelegem foarte bine că în această campanie guvernarea nu vine cu un singur candidat. Ea vine cu câțiva candidați declarați, Lupu, Ghimpu, Leancă și unul nedeclarat, Dodon. Dar are și o serie de candidați căpușă, clone, scopul cărora este nu de a obține voturi pentru sine, ci de a fura voturi de la alții, astfel încât într-un final să fie avantajați candidații oficiali sau neoficiali ai guvernării.